În acest videoclip vreau să arăt cum facem noi ciorba de varză, care este una destul de gătită la noi în zonă, adică la noi în Ardeal, așa că hai să vezi de ce anume sunt nevoie pentru așa ceva. Ingredientele, ca de obicei, le poți găsi și în cutia de descriere. Se poate face și fără carne sau de post. De data asta vreau să o fac cu costița afumată. Cimbrul, în orice variantă de ciorbă de varză, este de nelipsit. De asemenea și morarul, am aici o variantă uscată pe care vreau să o arăt și ție. Într-o oală de 5 litri, întâi am adăugat 3 litri jumătate de apă. Costița afumată pe care o vezi a cântărit puțin peste 500 de grame. Între coaste am mai scos încă o bucată, cum vezi aici în imagine, altfel o să fie mult prea groase, așa cred eu și așa am făcut. După ce am tăiat costița, am băgat-o în oală cu apă. Poți să tai și cubulețe dacă dorești, dar îmi place mai mult cum arată așa, bucată întreagă. Înainte să mă apuc de legume, de următorul pas, am pus și oala pe foc. Acestea sunt și legumele necesare. Toate legumele le-am tăiat cubulețe potrivite. Ceapa, în schimb, am tăiat-o cât mai mărunt. Ce vezi de față este ce a rămas, adică doar jumătate de țelină și jumătate de păstărnac. De asemenea, am folosit doar jumătate de ardei, pe care l-am și pus separat pentru că vreau să-l adaug mai târziu la fierbere. Varza am spălat-o și am luat câteva rânduri jos. Prezența picăturilor de apă sub foi indică faptul că este proaspătă. Am făcut-o foarte simplu pe jumătate, pe urmă am făcut un sfert. Cotorul trebuie îndepărtat. Nu trebuie făcută neapărat foarte mărunt, ca la salata de varză, de exemplu, poate fi lăsată o idee mai mare. N-am tăiat-o chiar pe toată, am simțit că este un pic cam mult și am lăsat un sfert deoparte. Am și cântărit-o așa cum este, gata tăiată, să-ți faci tu o idee mai bună, este vorba de 900 de grame. Când au fost legumele gata, apa deja fierbea de ceva timp. Am început acum să pun și legumele. Varza am adăugat-o tot acum. Este destul de voluminoasă după cum se vede, dar la fierbere se va schimba situația. Cimbru am adăugat câteva crenguțe bune. Mărar uscat am adăugat două rădăcini. M-am folosit și de câteva fire uscate. Mărarul acesta uscat mai degrabă se folosește pe timpul iernii, vreau să dau doar un exemplu, însă varianta verde o să meargă la fel de bine. Bulion de casă, am adăugat o cupă de 300 de ml. Sare încă n-am adăugat pentru că bulionul poate fi sărea, de asemenea și carnea, așa că este recomandat să adaugi spre final. După jumătate de oră de fierbere, am adăugat și ardeiul. Când am pus ardeiul, am putut gusta și de sare. I-am simțit că o să fie nevoie de două lingurițe. Poate că este doar un punct de reper, pentru că contează cât de sărate sunt bulionul și carnea. Am acoperit și am lăsat încă o dată atât. După o oră de fierbere, varza acum trebuie să fie pătrunsă, trebuie să fie gata. Am și oprit focul în punctul acesta. În Ardeal se face dresătură la aproape orice ciorbă, adică smântână cu ou. Nu este obligatoriu, dar pentru noi este foarte specific și asta vreau să fac în cel ce urmează. Am început cu două gălbenușuri și trei linguri de smântână grasă. Ciorba trebuie să fie acră, am început cu lingură de oțet. Să adaugă în smântână pentru că poate preveni tăierea acesteia. Nu poate fi adăugat direct în lichidul fierbinte, trebuie diluat treptat, polonic cu polonic. Când am umplut bolul, am răsturnat și în oala mare. Crenguțele de cimbru și de mărar le-am scos afară pentru că în punctul acesta vor încurca. Am gustat puțin de sare în acest punct, de asemenea și de oțet. Rezultatul
Rețeta de ardei iute la borcan o poți găsi pe canal. Așa varta la final, este o ciorbă gustoasă și arătoasă, îmi place cum se prezintă acum la final. Carnea este foarte fragedă, foarte bine pătrunsă, după cum se poate vedea. Mărarul uscat nu o să aibă niciodată puterea celui proaspăt, celui verde, așa că dacă ai la îndemână, se poate folosi liniștit. Cam asta a fost efectul cu ciorba de varză, după cum spuneam, poate fi făcută fără carne și fără dresătură și o să ai o variantă de post, așa că dacă ți-a plăcut, lasă-mă jos un comentariu cu părerea ta. Alex Basarbo mă numesc, te salut și te aștept cu drag la următoarea rețetă.